cum ar trebui să încep? Povestea unei bacnote, trecând din mână în mână, pe când nimeni nu știa exact cum. Dar s-ar fi putut întâmpla așa. Dan? Dănuț? Da, ce e? Uite, tata, dacă vei fi vreodată într-o situație mai complicată, acești bani îți vor fi de folos. Imaginez pe el folosind-o pentru o cauză bună. Unii și-ar imagina cerșetorul flămând și a făcut ce avea nevoie. Și banii au călătorit și au ajuns la următoarea gazdă. Nu știu, dar ați avut un șervețel? Și karma s-a întâmplat. Timpul a trecut. Și karma a lovit hoțul. Și a călătorit mai încolo. Nele să schimbe stăpânul din mână în mână,
a anotat către noul stăpân. Cum ar trebui să închei? Sunt milioane de bacnote în lume. Drumul uneia nu poate fi urmărită fără greșeală. De aceea, povestea rămâne un mister.